Bismillahir Rahmanir Rahim, în numele Dumnezeu cel milostiv, îndurător. Salam aleikum, pace vouă. Suntem puțini, alhamdulillah, suntem și asta este cel mai important. Îmi cer scuze, astăzi am să citesc predica integral de pe hârtie. Următoarea nu o să mai fie pe hârtie. Dumnezeu nu ne-a făcut la fel pe toți, dar toți suntem egali. Unii oameni au impresia că trebuie să fim toți la fel. Este cea mai mare greșeală și este chiar împotrivă a ceea ce Dumnezeu ne-a trimis și a făcut. Suntem diferiți. Ne-a făcut diferiți. Nu trebuie să ne abandonăm naționalitatea. Cei ce fac asta sunt niște trădători de neam și de credință. De ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât naționalitatea noastră. Asta face parte din soarta noastră. Nu trebuie să ne abandonăm familia. Cei ce fac asta sunt niște trădători de familie. De ce? Pentru că Dumnezeu spune să ai grijă de părinții tăi, să ai grijă de familia ta. Oamenii, musulmani sau nu, încă nu au înțeles un lucru simplu. Ce înseamnă Islam? Islam înseamnă supunere față de unul Dumnezeu, ascultare față de unul Creator. Nu este oarecare religie care trebuie urmată orbește, după cum spune unul sau altul, indiferent de funcția sau poziția lor. Este o credință, este un mod de viață, este un mod de a te îndoi de tine însuți și chiar de Dumnezeu. Și de a te convinge prin căutarea adevărului. Este un mod de a trăi altruist. De a trăi și a face bine pentru familia ta, de a face bine pentru tine, de a face bine pentru cei din jurul tău. Un mod de viață care face o lume mai bună. Nu prin impunere, ci prin dragoste și acțiuni altruiste. Mereu aud învățători, specialiști, care spun, trebuie făcut așa, trebuie spus așa, trebuie să te aplici așa, trebuie să te scarpini așa. Oameni buni, sunteți nebuni? Chiar nu are nici o importanță cum stai cu mâinile la rugăciune, dacă atunci când termini rugăciunea, ești în continuare un mincinos. Nu are importanță ce spui sau cum spui la rugăciune, dacă pleci de la rugăciune și ești un excroc. Chiar nimeni nu mai citește Coranul? Aud de arabi care spun, nu cunoști Islamul dacă nu te naști musulman. Întreb din nou, sunteți nebuni? Această afirmație nu doar că este greșită, dar este și insultătoare. Cei care s-au născut în familiile de musulmani au primit la naștere un cromozom în plus? Cromozomul Islam! Dar în primul rând arată că persoanele care fac această afirmație sunt necunoscătoare ale Islamului și inculte. De ce? Pentru că fiecare om se naște supus la unul Dumnezeu. Se naște supus Creatorului. Sau cum spun unii musulmani. Poate că ar trebui să folosim mai puțin termenul musulman și să folosim expresia supus. Pe de altă parte, acești inculți și necunoscători ai Islamului nu pot să înțeleagă că cei convertiți sunt la fel ca primii musulmani, tovarășii profetului Mohamed, pacea să fie asupra lui, companionii profetului Mohamed, pacea asupra lui. Toți companionii profetului Mohamed au fost convertiți, domnilor și doamnelor musulmane din familie. Ei au fost primii convertiți. Apoi au apărut musulmanii din familie, cei cu cromozomul Islam.
Iar aceștia au început să schimbe câte ceva în islam, au început să trădeze islamul și au adus câte o micuță tradiție de la mama lor de acasă și au pus-o în islam. Nu cei convertiți, ci doar cei din familie de musulmani. Aceștia, a toate știutori, aceștia cu cromozomul islam, care l-au în plus față de toți restul oamenilor. Într-o zi o să începem să citim din istoria islamului și o să vedeți că am dreptate. Iar cei care vor să mă conteste, să nu o facă în public, pentru că le răspund în public. Câte trădări au făcut acești musulmani din familie, musulmani din neam. Gândiți, nu doare. Vă rog să mă credeți. Nu doare, gândiți. Asta ne cere și Dumnezeu. Mereu aud. Dacă spui shahada, mărturisirea de credință, gata, ești musulman. Chiar dacă faci păcate, ești un musulman păcătos, te mai bagă Doamne, Doamne, un pic în iad, apoi te bagă în paradis, pentru că ai spus shahada. Sunteți nebuni? Întreb din nou. Cum puteți spune așa ceva? În paradis ajungem prin faptele noastre, nu prin vorbele noastre. Degeaba un copil este botezat în religia creștină, dacă el va trăi ca un curvar, ca un ticălos, ca un excroc, un criminal. Sau un copil este născut într-o familie musulmană și îi spune taso azan la ureche și gata, e mare musulman și spune shahada și ajunge în paradis pentru asta. Dar el trăiește ca un curvar, face crime, înșeală, afaceri cu camătă, dar e mare musulman. Ei bine, vreau să vă spun că și unii, și ceilalți, și unul, și celălalt, creștin sau musulman, în funcție de aceste fapte, au să fie colegi de palier. În iad. Nu vorbele ne fac musulmani. Deci nu vorbele ne fac musulmani. E de vorbit, putem vorbi, ci faptele noastre. Nu vorbele ne fac supuși lui Dumnezeu cu adevărat, ci faptele noastre. Cu asta vom merge în fața lui Dumnezeu la judecata de apoi. Profetul Muhammed, pacea să fie asupra lui, a spus, la judecata de apoi ne prezentăm cu un singur bagaj, faptele noastre. Să vedem ce ne spune Dumnezeu în Coran. Că ne spune și El câte ceva pentru cei care au timp să citească Coranul și să-L și înțeleagă. Și am făcut noi ocârmuitori care au călăuzit lumea după porunca noastră. Și le-am revelat lor să facă fapte bune, să împlinească rugăciunea și să dea dania. Și ei ne-au fost nouă adoratori. În capitolul 21, versetul 73, referindu-se la profeți. Deci, fapte, rugăciune, danie. Asta au cerut Dumnezeu. În capitolul 2, sura 2, versetul 148. Fiecare are o direcție spre care se îndreaptă. Voi însă întreceți-vă la faptele bune. Oriunde v-ați afla, Dumnezeu vă va aduce pe toți la judecată, căci Dumnezeu este peste toate cu putere. Capitolul 2, versetul 167. Atunci cei care i-au urmat vor zice, o, de-ar fi pentru noi întoarceri la viață pentru ca să ne lepădăm de ei, așa cum ei s-au lepădat de noi. Astfel le va arăta Dumnezeu faptele lor și suspine vor fi pentru ei dacă ei nu vor mai putea ieși afară din foc. Deci, cum am spus și la altă predică, hutba, dacă ajungi în iad, acolo rămâi, nu mai ești. Dumnezeu ne spune în Coran. Tot în capitolul 2, iar acela dintre voi care se va lepăda de credința lui și va muri în necredință, în deșert vor fi faptele lui, atât în această lume, cât și în lumea de apoi. Aceștia sunt oaspeții focului și în el vor rămâne veșnic.
Nu vreau să dau mai multe exemple, ar dura foarte mult. Citiți Coranul și o să găsiți singuri încă multe, multe altele. Trebuie să înțelegem că nu poveștile noastre ne fac supuși la un Dumnezeu. God, Allah, Ișten, Dieu, cum vreți să spuneți. Ci faptele noastre ne fac supuși. Faptele noastre. Trăirea noastră. De aceea vă spun, trăiți ca supuși lui Dumnezeu. Vreau să termin cu un ultim verset pe care vreau să-l dau ca exemplu. Este ultimul verset din capitolul 2, Sura Vaci, Sura Bacara, dacă Sura Vaci nu știu ce înseamnă. Și Dumnezeu ne spune în felul următor. Dumnezeu nu împovărează niciun suflet peste ceea ce ar putea duce. Binele pe care îl va săvârși se va întoarce la el, precum și răul pe care îl va săvârși se va întoarce la el. Domnul nostru, nu ne osândi dacă vom uita sau vom greși. Domnul nostru, nu ne da nouă o povară asemenea celei pe care ai dat-o celor de dinaintea noastră. Domnul nostru, nu ne împovăra pe noi cu ceea ce nu putem duce. Șterge greșelile noastre, iartă-ne nouă, miluiește-ne pe noi. Tu ești oblăduitorul nostru. Ajută-ne nouă împotriva neamului de tăgăduitori. Salam alaikum.